Știți, la început multă lume a râs de mine când am spus că o să găsesc vocile din oameni și apoi au auzit o parte dintre voci. Căci fie că vrem sau nu vrem să recunoaștem, fiecare dintre noi ne dorim să ne facem mai bine ascultați și auziți. Sigur, unii încercăm niște metode clasice și vechi. Atenție, ascultați-mă! Eu nu cred că e cineva în sala asta care vrea să se facă în felul ăsta auzit. Oamenii, de fapt, nici măcar nu trebuie să-și găsească la propriu vocea. Știți de ce? Pentru că o avem deja cu toții. Oamenii trebuie doar să se simtă autorizați să o folosească. Lucrez de 10 ani cu oamenii, plin de emoții. Și mă întreb tot de 10 ani ce îi face să nu se simtă autorizați să-și folosească propria voce. Ce le slăbește puterea din a se face auziți? O să vorbesc astăzi despre greșeli. Greșeli pe care le facem toți. Greșeli pe care le facem noi cu noi pe scenă. Acum să nu vă imaginați că o să pic în greșeala de a vă spune despre câte greșeli vorbesc, că știți genul acela de introduceri în care speakerii vin în fața dumneavoastră și spun bună ziua tuturor, astăzi o să vă vorbesc despre 20 de puncte importante. Mamă, nici nu aude bine publicul ăsta, nici nu aude bine publicul 20 de puncte importante, că știți ce face? Începe și numără așa discret pe degete cam cât mai are de suportat. Căci, de fapt, noi, când venim în astfel de evenimente, de idei și de opinie, noi nu venim să-i ascultăm pe oameni, venim să-i vedem pe speakeri. Asta e diferența. Iar dacă unul se va face ascultat, bingo, acela are șanse de memorabilitate. Cred că prima greșeală pe care o facem noi cu noi pe scenă este să credem în toate prostiile care se spun despre public speaking. Cum e aceea? Că vorbitul în public este mai înfricoșător decât moartea. Eu nu cumpăr vorba asta. Știu, în schimb, că din viața asta nimeni nu scapă viu. Asta cred că e clar pentru toată lumea. Dar să scap cu viață de pe scenă, oameni buni, este destul de simplu. Eu n-am să cumpăr vorba asta până n-am să văd măcar un breaking news la televizor care să anunțe un caz de suicid cu un clasic bilet de adio pe care să scrie iertați-mă, n-am cum să fac față discursului de mâine. Acum, să nu credeți că eu contest emoțiile. Nu, Doamne păzește, mă confrunt cu ele în fiecare zi. De fapt, cele mai multe idei bune și discursuri se sufocă în angoasa de a spune. Dar nu care cumva să credeți că această angoasă de a spune apare pentru că ne temem neapărat să fim judecați de ceilalți. Nu, nu. Această angoasă de a spune apare, de fapt, pentru că ne e frică să nu ne ratăm lovitura de la 11 metri pe scenă. Iar ca să nu ratezi această lovitură de la 11 metri pe scenă, unii facem o altă greșeală. Ne concentrăm 100% pe cuvinte, le pregătim frumos de acasă, le memorăm. Și ne concentrăm să nu ne scape unul singur. Și o să-mi spuneți, păi, ok, dar ce e rău în asta? Păi e rău. Știți de ce e rău? Pentru că această concentrare de 100% pe cuvinte ne transformă în niște oameni excesiv de serioși pe scenă. O să apărăm exact ca niște iepurași congelați. Cu corpul complet imobilizat, cu voce imobilizată, aproape monotonă. Căci un iepuraș congelat pe scenă nu-și va mișca decât buzele și maximum neuronii. Să-și aducă aminte cuvintele. Are cineva senzația că atunci când mergem într-un restaurant plătim cumva numai pentru prețul gustului? Eu nu cred că se întâmplă așa. Eu cred că plătim și pentru felul în care arată sala, nu? Plătim și pentru felul în care sunt aranjate mesele. Plătim inclusiv pentru candelabrele din tavan. Exact așa este și în speech. Dați-i publicului atmosfera, nu doar ideea de ronțăit. Căci altfel, se neacă cu ea în loc să îi alunece foarte bine. O să-mi spuneți, bun, 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 și care este atmosfera în speech? Păi, câți dintre noi ne gândim la voce, de exemplu, la vocea pe scenă? Câți dintre noi ne gândim la tonul pe scenă? Căci vocea ne traduce glasul inimii, iar tonul pe scenă va bate cuvântul în orice situație. Dacă cineva se îndoiește de ceea ce spun, haideți să dăm un exemplu. De exemplu, dacă vreau să vă spun, bună ziua tuturor, mă bucur extrem de mult să fiu astăzi cu voi aici. Sau să vă spun, bună ziua tuturor, mă bucur extrem de mult să fiu astăzi aici. Aceleași cuvinte, identice, da? Dar sensuri complet diferite. De fapt, nici nu-i cazul să dau acest exemplu. Gândiți-vă la voi în timp ce vorbiți pe WhatsApp cu mama, cu iubita, cu tata, cu bunicul,
nu? Și în timp ce vorbim cu iubita, îi spuneam la un moment dat, dar ce ai, dragă, de ești așa nervoasă? Imaginăm un ton și când scriem și când citim. Deci tonul bate cuvântul în absolut orice situație. Revin la lovitura de la 11 metri. Stau în fața porții. Și unii, ca să nu rateze, fac o altă greșeală. Se gândesc așa, bune, dacă mă apuc să dau cu piciorul în minge, poate nimeresc bar. Sau poate dau pe lângă poartă. Sau poate dau în brațele portarului. De ce să fac eu chestia asta? Când e mult mai simplu să iau balonul de pe jos și să mă duc cu el în poartă. Și ajung cu el în poartă și sunt sigur că am marcat. Ăștia sunt speakerii care urcă pe scenă și uită să mai coboare. Să te lungești în discurs, da, este o greșeală. De fapt, aici se vede că publicul, că noi nu știm ce vrea publicul de la noi. Publicul și atunci când audă un discurs foarte bun, credeți-mă, rare ori își dorește să dureze mai mult. Dar nu trebuie să vă îngrijorați, pentru că nici Bill Clinton a știut lucrul ăsta, cel puțin nu în 1988, când era la Convenția Democratică și a ținut un discurs lung. Iar după 45 de minute a spus și în încheiere, și atât a mai putut spune, că stau la început să aplaude ca nebuna, era atât de bucuroasă că se terminase discursul, de ziceai că a scăpat dintr-o cameră de gazare. Măcar dacă cei care ne lungim pe scenă ne-am cere scuze, ca Mark Twain, știți? I-a scris unui prieten de-al lui și i-a spus la un moment dat, iartă-mă că ți-am scris pe lung, dar n-am avut timp să scriu pe scurt. Aș vrea să rămâneți cu următoarea idee. Un discurs bun, dar scurt, este de două ori bun. Un discurs prost, dar lung, este de două ori prost. Dar să-mi fie cu iertare. Un discurs prost și scurt nu-i chiar atât de prost. Să ne ducem la o altă greșeală. Tot în fața porții, lovitura de la 11 metri. Alții decid să dea cu piciorul minge. Dom'le, dar nu oricum. Ar vrea așa o lovitură perfectă de picior. O lovitură artistică, o lovitură specială, cumva să intre în istoria artei fotbalistice. Ăștia sunt perfecționiștii pe scenă. Îi știți, probabil. Perfecționiștii pe scenă nu doar că nu intră în istoria artei discursurilor. Ăștia nici măcar nu sunt în stare să se ridice la propriul lor nivel pe scenă. Și știți de ce? Pentru că ei nu vin niciodată singuri pe scenă. Sigur, voi îi vedeți singuri, îi auziți pe ei vorbind. Dar ei, de fapt, vin braț la braț cu un detectiv, cum îi spun eu, mic, urât și gras și extrem de enervant. Căci ăsta vine și îi vânează perfecționistului orice greșeală o face pe scenă. Și îi spune în continuu, ai grijă, ai uitat cuvântul ăla, a, de ce ai sări peste fraza aia, mamă, îți uiți toate ideile. Și îți dă păceala asta. Un perfecționist, oameni buni, va avea trei discursuri. Discursul pe care îl pregătește și pe care îl învață bob cu bob, discursul pe care vine și vi-l spune dumneavoastră, cum poate, și discursul pe care ar fi vrut să vi-l spună dumneavoastră și după care se vaită și se plânge pe sine vreo două săptămâni după. Aș mai vorbi de o greșeală. Unii dintre noi, când ajungem pe scenă, simțim așa nevoia de a arăta cât de buni, buni specialiști suntem. Cât de deștepții pământului suntem. Ăștia sunt speakerii care joacă rebus pe scenă. Nu joacă singur. Joacă cu dumneavoastră, în sensul că vă dau tot felul de cuvinte complicate pe care dumneavoastră să le dezlegați pe loc, tot felul de teorii abstracte, chestii de-astea pe care le percepem mai greu. Niciodată n-am înțeles de ce oamenii pur și simplu nu pot să-și lase mai jos garda inteligenței lor și țin morțiși, unii dintre noi, ținem morțiși, să dăm publicului o lecție continuă de Harvard. Când, de fapt, publicul crede că inteligența apare exact în punctul în care omul, vorbitorul, găsește simplitatea în complexitate. Ăla e momentul în care inteligența apare pe scenă. Aia este inteligența pe care publicul o reține, o validează. Dar să știți că această încercare de statut inteligent vine dintr-o altă greșeală. Și acum gândiți-vă bine la voi. Din greșeala că ne trăim pe noi pe scenă și niciodată ideea despre care vorbim. Facem din apariția noastră pe scenă o mega miză. Dom'le, dacă nu-mi iese discursul ăsta, e prăpăd. Și uităm de obiectivul nostru, care e să iubim ideea, să venim și să vă împărtășim, să venim și să vă determinăm spre acțiune. Asta este obiectivul speakerului, nu să se trăiască pe el pe scenă. Eu mereu spun, public speaking nu înseamnă să vorbești frumos.
Public speaking înseamnă să fii realmente, dar realmente îndrăgostit de o idee. Căci adâncimea convingerii mele ca speaker e mult mai importantă decât orice logică a mea. Și entuziasmul din jurul unei idei este mult mai valoros decât toată cunoașterea mea. Hai să ne gândim și la public. Și cu publicul facem greșeli. În primul rând că nu suntem atenți la ei. Și ne setăm ritmul de vorbire după cum putem noi. Unii vorbim mai repede, alții vorbim mai rar și știți la cine fac referire. Ideea de bază este că noi tot timpul trebuie să ne gândim că poate în public, chiar și acum, e vreun mahmur, nu? Se poate întâmpla. E vreun mahmur care se gândește acum să fie în pat la el, să dea drumul la Netflix, să stea liniștit om. Am văzut o mână ridicată, e clară treaba. Pe mine, gândul cu mahmurul, să știți că mă mobilizează foarte mult în setarea ritmului de vorbire pe scenă. Dar mai e și o altă chestie. Una e să fiu atent la public și alta e să mă las influențat de el. Căci, de pildă, dacă mă va frământa doamna de aici din primul rând, foarte curând mă vor frământa și domnii din rândul de mai încolo. Și tot așa. Și ce să vedeți? O să încep ușor, ușor să mut ideile de pe scenă în public și să rămân aici în gol absolut. Și, evident, să mă blochez. O să mă risc și o să spun. În încheiere, e bine, în încheiere, revin la emoții și vreau să le vorbesc celor care au emoții nu pentru că le e frică că își ratează lovitura de la 11 metri, ci au emoții pentru că au fost văduviți de-a lungul vieții de aprecierea celorlalți. Nu-i cazul să ridicăm mâna, că știu că suntem mulți. Pentru ei am următoarea poveste. Povestea a doi băieți care au fost crescuți de un tată profund alcoolic. Doar de el. În casa lor nu găseai nimic de mâncare, dar întotdeauna găseai ceva de băut. Acești copii, acești băieți, au reușit să crească mari și să plece cumva din această familie dezorganizată, fiecare pe drumul lui. Partea proastă este că fiul cel mare a devenit alcoolic, în timp ce fiul cel mic s-a răzvrătit împotriva alcoolului și nu pune limba nici pe suc. Acești doi băieți care au trăit în felul ăsta au făcut parte dintr-un studiu psihologic în care specialiștii au vrut să vadă în ce măsură alcoolul părinților îi poate impacta. Și au fost puși în două camere separate și întrebați același lucru. De ce sunteți astăzi ceea ce sunteți? Știți ce au răspuns? Același lucru. Cum să fii altfel cu un tată ca al meu? Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Aproape că nu contează ce ni se întâmplă în viața asta. Contează mult mai mult cum vrem să reacționăm. Așa că m-aș bucura foarte tare să vreți să reacționați astăzi, să vă faceți un selfie cu frica, să-l postați pe Facebook, pe Insta și pe oricare rețea și să fie semnalul că de astăzi nu ne mai temem de teamă. Nu plec de pe scenă până nu vă fac testul adevărului și al minciunii, că aș vrea și eu să văd cu cine stăm de vorbă în sală, dacă vreți. Ridicăm mâna dreaptă sus, ca și când am spune jur să spun adevărul și numai adevărul. Hai, și o ținem acolo, da? Căci există oameni printre noi care țin mâinile așa, cu degetele perfect respirate, perfect drepte. Ăștia vor spune adevărul și numai adevărul la orice oră din zi și din noapte, că sunt speriați de moarte. Uitați-vă în stânga, în dreapta, găsiți-i. Sunt alții care țin degetele așa, lipite și drepte. Văd BCR, văd... Nu, nu mai spun. Nu mai spun. Ăștia spun adevărul, oameni, dar nu din prima. Adică de la ăștia trebuie să-l tragi așa puțin. Se numește sinceritate analitică. Sunt și alții care țin mâna așa, îndoită. Sper că nu vă supărați, că despre ei n-o să vreau să vorbesc prea mult astăzi. Și alții care țin mâna dreaptă sus și o țin un pic balansată pe spate, pe ăștia îi știți, Doamne, jur că legea despre care vă vorbesc a trecut pe Parlamentul, îi știți, da? Ăștia mint de crapă pietrele, dar mint cu atâta entuziasm încât ei chiar cred că spun adevărul. Vă mulțumesc, oameni buni, și fără teamă pe scenă, mai aud câțiva trainer care spun, Doamne, fii natural pe scenă. Ce prostie e asta! De parcă scena ar fi naturalul vieții noastre. De parcă ne-am urcat pe scenă în fiecare dimineață, în fiecare seară și la prânz. Cum să fiu natural pe scenă, într-o situație nenaturală? Dar aveți idee cum sunteți natural? Pentru că eu, de exemplu, îmi dau seama că sunt multe lucruri pe care nu le știu despre mine și despre naturalul meu. Eu vă spun altceva.
fiți îndrăgostiți de ceea ce vorbiți și o să fie suficient. Vă mulțumesc!